Păi, ce ne bucurăm de tunelul ăsta de 6,6 km. Super! Să vedem ce-o fi după ce ieșim. Cred că e prima oară când mă bucur de un tunel. A, și m-am mai bucurat în zilele alea călduroase, când erau 29 de grade afară. Vine momentul adevărului. După aproape 7 km de mers prin tunel. Ce-i în partea asta alaltă? N-ai cum, e vreme bună. Yes. Asta da. Uite aici, e uscat asfaltul. Păi, uscat pe jos. Hai, ce tare. Cât de tare. Astea sunt momente pure de fericire. Bună dimineața, dragilor! Este ziua 26-28 iulie. Vă dați seama, deja e final de iulie și am plecat în data de 3. Wow, chiar a trecut timpul. Avem deja pe drum 6.000 și vreo 400 de kilometri. Cred că ne aflăm încă tot în Norvegia. Mai avem de gând să stăm câteva zile, nu știm exact câte. Astăzi se anunță a fi o zi destul de interesantă, pentru că va fi și destul de lungă, în jur de vreo 330 de kilometri. Momentan ne aflăm lângă Donbas, în Faxfal Camping. Am stat la căsuța asta cu numărul 27, deci suntem între ziua 26 și 28 iulie. Avem căsuța 27. Exact. Și astăzi? Da, am vrut să vă zic numai că a plouat în ultimele două zile, nu extraordinar de mult, dar a plouat. Ăsta e motivul pentru care am stat la căsuță. Poate astăzi iară vom sta la cort sau nu, vedem, în funcție de prețuri, bineînțeles. Exact. Iar astăzi, cum ziceam, 330 de kilometri aproximativ și vrem să încercăm să ajungem cât de mult putem pe Valea Trollstigen, pe drumul trolilor. Cred că putem ajunge dinspre nord, că noi acum suntem lângă Donbas, să mergem spre Andesnes, iar de acolo se poate intra pe vale. Dar puțin. vedem. Măcar toate astea, să ne facem poze cu... cu trolii, cu maimuțoi. Da. Dar toate astea le discutăm pe parcurs. Ideea e că avem azi o zi, sperăm noi, bună. Arată așa și așa. Va fi interesant. Dar rămâneți cu noi. Haideți cu noi, haideți. Bun, ne-am pornit. Iasmina e deja la recepție, merge cu cheia. Și eu vă plimb un pic prin campingul în care am stat. Uitați ce căsuțe faine sunt aici. Sunt destul de simple, nu-i nimic ca modern sau așa, dar și prețul e foarte bun. Am plătit 800 de coroane pe două nopți, aia vine vreo 70 de euro, cred că, ceva de genul. Deci chiar nu-i mult. Da, simțim miros de vaci, că proprietarii de aici, de la camping, au și o fermă de vaci. Un pic mai sus. Oh, I didn't see you! Thank you! Thank you! Bye! Vă ziceam că proprietarul are aici mai sus pe deal acolo undeva o fermă de vaci. Da, și scria că produc lapte și, bineînțeles, tot ce dă vaca. Bine, dragilor, ora 8:10. Destul de răcoare. Eu mi-am dat drumul la încălzirea în mânere. Avem dat drumul la încălzirea în șauă. Vremea pare să fie chiar faină. Temperatura în jur de 11 grade. Și acum facem aici dreapta, mergem înapoi spre Donbas, avem 5 km până acolo. Noi din direcția aia am venit încoace când ne-am campat. Va fi fain. Uai, ce drăguță e căsuța. Superb, superb, superb. Până în Domba, să avem un drum din ăsta fain și erpuit, limită de 70 de km la oră. Nu mă încetuți. Am ieșit din Donbas și mergem în direcția Andasnes. Și chiar înainte de localitate o să facem stânga, să intrăm pe Valea Trolilor, pe Trollstigen. Dar mai avem până acolo vreo 100 de km. Pe prognoza meteo am văzut că în zona Andasnes arată niște șanse de ploaie față de aici, de Donbas.
dar noi sperăm că va fi bine, nu arată cantități mari. Avem primii 60 de kilometri făcuți, tot pe E136 și ne apropiem încet de zona asta cu nori. Am verificat acum pe hartă, nu par nori de ploaie, nici nu figurează pe hartă, deci teoretic sperăm să fie doar estetici. E timpul să facem și o mică pauză, pe vreo 60 de kilometri, avem un pic de soare, imediat va intra după nori. Am văzut pe hartă că șerpuiește aici o mică apă, am găsit această parcare, am zis hai să oprim, să ridicăm puțin drona, să vedem cum se vede din aer. Dronița, te rog frumos. Dronița. Când am coborât drona, a început și ploaia și ne-am echipat repede cât am putut. Acum trag și pe geantă de rezervor husa asta de ploaie și ne continuăm în ce drumul, că n-avem de ales. E ceva mai mult cât să ne sperie așa, nu pare nimica grav. Măcar avem câteva cadre faine aici. Încolo-i senin. Aici, din ăsta, ceva pișă un pic. Mai avem, cât îmi arată, 42 de kilometri și facem pe vale. Ce bine se vede peisajul ăla cu munții. Undeva după aia e valea, mai ies 30 de kilometri până intrăm pe vale. E superbă zona. Am ajuns efectiv la poalele acestor munți și uitați cum se joacă lumina cu norii, cum pictează acest tablou. Ce am plecat de aici de la cascadă și vin câțiva motoriști. Hai că sunteți faini. Eu am mai lăsat husa asta de ploaie un pic așa mai umflată să-mi o bată vântul, să mi se usuce și după aia o împătur la loc. În 10 km virăm la stânga și uitați-vă deja în ce zonă suntem. Super, nici nu știu cum să descriu. Aici facem stânga și după cum puteți vedea, e și tăiat. Mulțumesc. Vai, ce frumos e campingul ăsta aici jos.
culoare are apa. Mersi. Încolo este valea Trollstigen 15. Dar noi avem doar 10 km bifați încolo. Să vedem ce o fi. Uite aici. Îi zice că Trollstigen closed. Dar noi mai mergem încă 8 km. Dacă putem, până la un centru de informare. Și dacă am fi trecut dincolo, până la Geringer, erau 80 de kilometri. Unde am fost noi acum vreo 2 săptămâni. Și unde o să ajungem și astăzi, de fapt, că facem o buclă. O merge roata. Mie mai îmi dă încă 4 km până la punctul care l-a dat Iasmina, dar uite că avem aici maimuțoi ăștia de troli. Hai să ne oprim să ne facem o poză cu ei. Să vedem ce ai găsit acolo. Vedere și 2 sticăre. Asta e fain. Și costă cât? Sunt 35 și 39, cred că, de coroane. Ai dreptoare sau... Ai bun! Ai, că n-am prea lăsat spațiu, dar... Asta e acum. Îi se pune și... E bine oare? Bun. Am venit aia 4,5 km. Uitați, aici e partea închisă. Și gata, până aici. Asta e parcarea, acolo vedeți niște nori superbi. O să ridic un pic drona de aici. Și avem o cascadă faină acolo. Și aia mare care trece peste drum, aia renumită, e acolo undeva. Na, și aici zice așa că Trollstigen is closed to vehicles, cyclists and pedestrians in 2024 due to the risk of landslides. Trist, asta este. Dacă se vine de pe partea cealaltă, de acolo din zona de Geringen, uitați aici cele două viewpoint-uri. Unul aici și unul e undeva partea asta altă. Am prosară cu degetul că filmez cu zoom. Dar vedeți chestia asta în stânga aici. Aici. Am plecat de aici, de la barieră, de unde e închis, și acum am dat pe hartă, am reconfigurat un pic traseul pe ziua de astăzi, deci dacă am fi avut
330, acum o să avem cu vreo 80 în plus, pentru că de la intersecția mai de pe lângă Geiranger, de unde noi o luam în jos, i-am dat acum la rută să-mi facă stânga și să mergem până sus, în viewpoint. V-am arătat că sunt oamenii sus acolo, la cele două puncte, și până acolo avem 150 de kilometri. Așa că ieșim în principală, merem în Andalsnes, facem plinul la Transalp, încerc și eu să mânc ceva, că nu am mâncat nimic, și mergem. Chiar dacă să ne lungim foarte tare pe ziua de astăzi, ne o dedicăm lui Trollstigen, drumul trolilor. Suntem în Andalsnes și mă opresc aici în benzinărie, în Circle K. Vreau să alimentez. Am alimentat, am mâncat, mi-am cumpărat un burger. În total au fost aici 300 de coroane, aia vine vreo 26 de euro, ceva de genul. Am alimentat de 150 de coroane și de alți 150 am mâncat. Deci cam 13 euro cu 13 euro, ceva de genul. Problema e că ne-am echipat din nou de ploaie. Noi mergem fix în direcția aia și de cât timp stăm aici, de 10-15 minute, aici a fost ok și acum tot e negru. Deci vine nebunia, dar suntem pregătiți să o înfruntăm! Și am făcut vreo 500 de metri de când am plecat din benzinărie, iar ploaia a început. Aici, acum, după limbuța asta, facem la stânga și o înfruntăm din plin. Uite! Ce interesant! Cum am luat curbă, direct în ploaie. Partea ciudată e că nu figurează acest nor pe hartă. Haideți să vă arăt ce drăguț e încolo, în dreapta. Pine sau ce? Interesant. Vai, ce ne bucurăm de tunelul ăsta de 6,6 km. Super! Să vedem ce-o fi după ce ieșim. Cred că e prima oară când mă bucur de un tunel. Și m-am mai bucurat în zilele alea călduroase, când erau 29 de grade afară. Vine momentul adevărului! După aproape 7 km de mers prin tunel... Ce-i în partea asta alaltă? N-ai cum! E vreme bună! Yes! Asta, da! Uite aici, e uscat asfaltul. Îi uscat pe jos. Hai, ce tare! Cât de tare! Astea sunt momente pure de fericire. De acel nor de acolo am scăpat. Am trecut tot muntele ăsta. Și am trecut pe partea asta, la altă, de lac. Mamă, ce plouă acolo! Nu știu cât vedeți voi pe cameră, dar e torențial. Ce frumos e tot. Uite, motorist. Mai picură un pic, dar nimic grav deocamdată. Suntem curioși cum o să fie vremea pe când mergem noi sus pe Trollstigen. Că acum de la bază am avut vreme superbă. În momentul când am ieșit de pe vale, ne-am uitat înapoi și deja a început să se înnoreze. Și uite că acum chiar în zonă a venit ploaia. Noi mai avem 2 ore, poate mai facem o mică pauză, eu știu, vreo 2 ore jumate până acolo. Deci zona asta seamănă foarte mult cu Elveția. Enorm de mult. Ce pod interesant! Ca înclinație, ca urcare, zici că e Atlantic Ocean Road-ul. Și am plasat într-o zonă tare faină. Acolo e localitatea aia. Are o lungime de 1,3 km. Aia e ceva.
aici spre Gischemo, stânga. Lăsăm drumul E136 să meargă în treaba lui. Și noi mergem în treaba noastră. Acum trecem prin localitatea Stordal. Uite, este și Stordal Camping aici în zonă. Noi mai avem 60 de kilometri până sus pe Trollstigen. Aici o mașină, ați văzut? Americană. Sunt multe chestii, stiluri americane și în Norvegia asta, inclusiv casele alea de lemn. Sunt destul de multe mașini din alea clasice. Am ajuns la Valedal, iar de aici urmează să facem stânga și mai avem 35 de kilometri pe acea vale până sus pe Trollstigen, unde sperăm să ajungem la acel viewpoint fine, că v-am zis de jos, am văzut o grămadă de lume acolo. Aici zice că e închis, că nu poți să ajungi la Andalnes. De fapt e închis strict câteva curbe. Distanță foarte mică, probabil câțiva kilometri, 5, 6, 7 kilometri maxim curbele alea. Pe tot drumul au fost semnele astea că Trollstigen închis. Să știe lumea. Așa arată valea de pe drumul 63, care duce așa în sus spre vârf. E similar cumva cu Transfăgărășanu, să comparăm cam același lucru. Ești pe o vale, munte stânga-dreapta, cam aceeași vegetație, aproximativ același peisaj. Mai avem 20 de kilometri până sus. Pozele astea nu le-am înțeles, se splin în toată Norvegia, nu știu ce reprezintă, e o fetiță, jumătate de față e clară, jumătate de față e blurată. Am văzut că mai există alte poze, n-am înțeles semnificația lor. Că tot am comparat peisajul cu Transfăgărășan, să știți că și povestea e cam aceeași, în sensul că Trollstigenul la norvegienii cam cel mai renumit drum, și e la fel de prost calitativ ca Transfăgărășan. Exact așa e la noi. Transfăgărășan e cel mai renumit drum în toată lumea, să știe de el, dar nu sunt stare să-l facă ca lumea. L-au făcut Ceaușescu un 70 și ceva și cum o dat domnul, așa au rămas. Ori mai peticit ei ceva pe partea de Argeș acolo și cam atât. Și drumul ăsta tot e în valuri, tot e în denivelări. Cu ocazia asta, dacă tot e închis acum un an de zile, s-ar fi putut pune să lucre la el un pic, să-l modernizeze. Suntem pe ultima porțiune de drum, mai avem 8 km până sus. S-a mai îngustat și drumul. Avem chiar și o rază de soare, dacă se vede acolo în față pe munte. A scăpat printre nori. Partea bună e că coboară lumea de sus, tot coboară mașini, motoare. Aia e bine că măcar nu mai fi chiar atât de aglomerat. Uite, imediat vă arăt că deja văd cum vin camperele, mașinile. Aia e bine. Se mai eliberează sus. S-a schimbat complet. Uitați, din vegetația asta dispare. Începe să fie numai piatră. Nu știu altitudinea cât e aici, dar mi s-au înfundat urechile. Îi dă bine, nu-i dă bine. Norii ăia acolo. Dacă totul e în ceață, mie mi se pare că se adună ceața acolo. Cum se formează nori din aia joși. Ar fi trist să nu vedem nimic. Dar asta este experiența. Tot faină e. Cred că aici e vârful. De aici se schimbă comuna. Ajungem în Rauma. Uite cum stau norii.
Vedeți ca și peisajul, exact ca la Bâlea. Iarbă, piatră, exact același peisaj. Uite așa, cu lacuri din astea glaciare, probabil și ăla. Dar uite cum coboară norii aia, cum se vede, cum vine presiunea. Mai 2 km. Sunt foarte curios ce reușim noi să vedem. Aici cred că când e vreme bună, ce frumos trebuie să vezi vârfurile alea acolo. Cum e o atmosferă așa apăsătoare. Uitați aici câte sunt munții aia acolo. Deci aici sunt munții meși, acoperiți de nori. Uite cum duce drumul. Mamă, dar cum se vede muntele ăla acolo, afară din nori. E incredibil ce frumos. Deci aici sunt niște bestii de munți. S-a răcorit destul de bine. 11 grade, bate și un pic vântul. Uite, dita mai parcarea. Ai ce ceață, ei. Și când mă gândesc că noi acum aproape 3 ore am fost exact aici, doar că în partea de jos și vedeam oameni aici sus pe munte și am ocolit vreo 160 de kilometri pentru asta. Pe bune că stau oamenii la taxat. Nu știu. Îl las aici pe drum. Hai să vedem. Nu știu, hai să vedem. Pentru motociclete probabil nu-i de plătit nimic. Uai, ce ceață-i. Oi, bai că lăsăm motocicleta aici. Și vedem, o luăm pe jos. Hello. Thank you for having our place here. It's reserved. Thank you, thank you. It's Romania. Yes. Romania. Romania, почти русский. No. No. You were to see the viewpoint. You cannot see there. Oh. It's cloudy. We were 3 hours ago down on the other side. Yeah, 3 hours? Uh-huh. We don't like. 160 kilometers. Okay. 3 hours. And is the weather better there? Then yes. Now I don't know. Okay. Am lăsat toate la motor. Și bineînțeles că a început și ploaia. Și viewpoint-urile sunt undeva încolo. Bă, dar e fain frig aici. Păcat e ceața asta joasă, nu cred că o să vedem nimic. Ne încercăm norocul. Bă, vine să fac semnul ăla, dacă pot să-l vor vreodată. No, și cam asta e de pe viewpoint. De pe primul. Și undeva acolo e al doilea. Deci în un minut, jumate, două, și puțin ăla cât l-am văzut, nu mai vedem nimic. Acolo jos e un elicopter, am vrut să fac semn la conductor, la vatman, la șofer, dacă pot să ridic dronul. Și dar ce să ridic? Elicopterul e deja în ceață, uite-te, nu mai se vede nimic. Știu, mă. No, asta este, când ai ghinion cu vreme, ai ghinion, ai ce, nu te pui cu ea. Uite, mai înainte am văzut tot, v-am arătat viewpoint acolo, sus, tot, nu se mai vede nimic. Nu pare să se curețe atmosfera prea curând. E frig. Acum se sparg nori, încep să se vadă serpentinele. Uite cum se iluminează, instant. Uitați-vă, uitați-vă, uitați-vă. Ce frumos se iluminează. Așa, deci, da. Parcarea, uite acolo, unde a fost azi dimineață. Deci aerian ne-a despărțit un kilometru. Thank you.
Începe să se însenineze un pic. Profităm de moment. A trecut drona, prea mult nu am luat, chiar dacă ceața a trecut, pentru că eu cred că am fost bruiat. Că am ridicat-o, am dus-o cred că 10 metri de mine și mi-a apărut landing forțat. Și am dat cancel și cu greu am tras-o înapoi spre mine, n-am pățit niciodată treaba asta. Dar într-adevăr, vis-a-vis de drum, dincolo, există un elicopter care așteaptă, nu zboară, dar probabil că au ei ceva scule sau ceva de bruiere. Am ajuns înapoi la motor și a început ploaia. Am pus aparatul sub mănușă, mă duc acolo la WC-uri. Du-te. Uite ce fain le-am parcat. Am început ploaia până am ajuns. Îmi pun casca în cap repede. Na, fraților, am făcut-o și pe asta. Am văzut Trollstigenul după ambele părți. Acum să vedem dacă doamna ne taxează la ieșire sau nu. Ah. Thank you! Deci n-am plătit pentru motocicletă parcarea. Și da! Acum 3 ore am fost în partea de jos, acum am văzut de sus, deci putem spune că am văzut Trollstigenul cap-coadă. Efectiv, serpentinele alea îs 6-7 curbe. Nimic atât de important. Cred că e mult mai faină experiența asta cu ocolitul. Bine, 136 de kilometri până la Furuli Camping, unde am vrea să stăm peste noapte. 3 ore și avem de trecut cu un ferry. Tot timpul un drum e fain să-l faci în ambele sensuri. Uitați ce frumos se vede acum toată valea asta înapoi. Ce pe urcare nu aveam cum să o văd cu spatele. Nici să o filmez. Foarte fain. De când îți drumul n-astea importante pasuri, încercați, faceți-l din punctul A în B și din B în A. Complet altceva tot timpul. Am ajuns înapoi în Valdal, am făcut aia 35 de kilometri și acum mai avem încă 4 kilometri până la ferry și o să trecem din Linge, sau Linge, la Eidsdal. În total 100 de kilometri până la Furuli Camping. Ne-am băgat pe linia asta de ferry, mai avem 600 de metri. Amândouă sunt la lucru, le-am văzut pe apă mai înainte, chiar în mijloc. Unul merge, altul vine. Uite-le acolo, nu știu cât vedeți voi, dar sunt chiar în mijloc. Aici e intrarea, uite-le, unul merge, altul vine. Uai, ce naș pe aici, că oprim în pantă. Na bun, hai să-l așteptăm să vină. Al nostru ferry a ajuns. Uite că iasă busul, iasă camperele. Și mai un pic și
intrăm și noi. Și am avut de plătit 28 de coroane, vreo 2 euro și un pic, 12 lei. N-au zis să mă bag pe linia din mijloc. Aici mă bag. Am debarcat pe cealaltă parte, se deschid porțile și suntem gata de plecat. Am plecat de la ferry, continuăm pe drumul 63. O să avem un pic de urcat, cred că vreo 25 de kilometri până la Geiranger. Și chiar acolo, la final, o să și coborâm spre fiord, o să fie ceva punct de belvedere. O fi fain, mai avem azi de mers. Am urcat un pic și acum am ajuns ca pe un platou lângă un lac. Dar e tot așa ca o vale mare. Cât e de frumos. Și aici, în stânga noastră, avem un munte imens, numai un pic de nori, așa cum. Uite ce fain e să campezi, să ai o dubă din asta și să stai aici. Iar drumul nostru continuă numai înainte. Se văd acolo niște piscuri înzăpezite. De aici încep coborârile pe Geiranger, dar alea pe care noi nu le-am făcut. Am venit doar din partea cealaltă și am coborât direct în ferry. Și am luat și am trecut fiordul cu 82 de euro, a fost foarte scump pentru noi, dar a fost frumos. Normal am vrut să urcăm aici pe serpentinile astea, dar chiar am prins ferry care pleca atunci, am zis hai că... Hai să opresc și eu un pic aici. Mai coborât un pic de unde am ridicat drona și uite aici ceva monument de sticlă. No, hai să luăm o pauză, să luăm două cadre și să mergem mai departe. Uite acolo avem o cascadă micuță. Da, dă-te jos. A fost faină și pauza asta scurtă aici la punctul de belvedere, ăla de sticlă. Acum e timpul să abordăm toate aceste serpentine pe care le vedeți aici. Toate, uite câte, nu știu câte sunt. Multe, multe. Nu mă încet cu atenție că deja suntem obosiți pe ziua de azi. Și mi-e foame. Și abia aștept să ajung la camping, să vedem, găsim căsuță sau stăm la cort. Facem un duș fierbinte, facem o pastă de mâncare și fain o fi.
Cât e ceas acum? Deja e 5:30. E o zi faină, lungă astăzi, plină. De la aia 330 de km ajungem la vreo 410. Că am făcut intrarea aia cu Trollstigănul și din partea asta altă. Nu, ce drăguț e acolo jos. Și când ne gândim că ne-a cu 2 săptămâni am făcut feriu pe acolo. Ce tare e senzația. Ce frumos să văd feriurile cum circulă în fiord. Foarte fain. Mamă, ce miroase a frână de la Dubai. Deci că se sudează în fața mea, așa miroase. Foarte fain. Chiar e frumos. Aici e îmbarcarea pentru Helesit. V-am zis, 82 de euro, două persoane și un motor. Aici e centru. Aici ne-am făcut poză cu trollul ăla, cu nasul mare. Uite, poliția stă la gas. Frumos Geiringenul. Foarte turistic și scump. Uite așa cu covorul Aladdin. Aici sunt mașinuțe electrice de închiriat, ale de la Renault. Și acum începe o urcare. Iar sus pe platou ăla, pe munte. E foarte fain drumul înapoi. Mai avem 70 de kilometri o oră. Vezi de fiord acum încolo. Uite ce campinguri faine sunt aici. Eu cred că aici o stat Mark Travers atunci când v-am zis cu 45 de euro, nu la Lisebotan. Uite un elicopter acolo. V-am zis în episodul cu Lisebotan că o stat Mark Travers acum vreo 2 ani sau 3 ani. Și acum văzând aici campingul, ăsta pare a fi că o zis că avea șanse să stea lângă apă sau mai sus. Și o zis că nu a stat lângă apă. La campingul din Lisabotă nu ai variante să stai lângă apă, e campingul un pic mai retras. Ui, ceva nebunie și urcarea asta înapoi. Eu am uitat câte curbe îs până sus pe platoul ăla, unde e lacul. Nu, n-am filmat acum mare lucru, dar plin de serpentine. Foarte fain. De fapt, puteți vedea aici pe Carpool Ride. Uitați aici. Efectiv, sunt curbe care trebuie să le iau cu a întâia, atâtea de abrupte și de tăioase. Astea pe stânga pot să le iau cu a doua. Sunt mai largi. Și nu-i urcare atâta de abrupt acum. Voi vedeți câte cascade curg de pe munte acolo. Și ce căsuțe acolo, sigur nu le vedeți, că sunt foarte mici și smascate cu mușchi și cu lemn. Dacă vă aduceți aminte în episodul în care l-am făcut invers, aici am oprit și aici era plin de ceață, toată valea. Și acum uitați ce perfect e. Aici eram opriți. Mai complet alt peisaj, altă atmosferă. Acolo jos tot era ceață. Și atunci a fost frig și acum mai frig. Am văzut de vreo 200 de metri, era o tablă și scria altitudine 800 de metri deasupra mării. Deci acum suntem probabil pe la vreo 850, poate ajungem pe la vreo 900. Îmi imaginam că e mai mult, că suntem la o înălțime mai mare. Dar chiar că zici că e desprins din filmul cu troli. Chiar ne-am uitat acum vreo 2 ani, cred că, la filmul ăla cu troli pe Netflix. E foarte fain. La un moment dat e filmat așa în
într-un peisaj din ăsta, numai așa cu piatră, cu iarbă, și acolo era trolul întins și se ridică el. Era camuflat. Trebuie să-l căutați, să vă uitați, cred că e fain. Acolo sus e ghețar. În dreapta. S-a făcut frig bine, sunt 10 grade. Aici cu lacul ăsta avem cadre din dronă, luate din partea cealaltă de acolo, de unde stau camperele. Cred că a fost un pic mai însorit atunci când am venit noi. Dar e interesant și acum. Doar că e frig. Am intrat în drumul 15. Mai avem 45 de kilometri până la camping. La intersecția acum unde am făcut stânga, data trecută am venit din dreapta. Am venit printr-un tunel foarte răcoros. Am venit din partea aia de Strin, unde îi acea apă curbată așa, numai că n-am știut de ea și nu am ridicat drona. E plin internetul de ea. Un fel de canion așa cumva. No, e fain că avem limita de 90 la oră pe aici, înaintăm. Îmi dă pe 44 de kilometri, că îi facem în 34 de minute. Foarte frig, 11 grade, dar căldura merge și hai să-i dăm. Ei bine că am mai coborât în altitudine și campingul e fix în față la acest Circle K, dar pare închis. Și dacă e închis, eu nu o să pot alimenta. E închis. Hai să încercăm. Hai să încercăm. Tu te trage de ușă, vezi? E cineva înăuntru? Case, dă-i case. Înseamnă că pot. Uite, Furuli Camping. Ha. Uite că e deschis și la information. Uai, vrem cabană, căbănuță mică, mică, mică. Am găsit căbănuță liberă. Welcome to Furuli. Avem căbănuța 4. Una din asta mică, mică, mică. Uită-te, cât o puță de furnică. 4. Hai să vedem. Asta se cam înfundă. E cam moale iarba. Trebuie să dau jos repede lăzile, ca să dau jos greutatea, că e foarte greu și să lasă în iarbă mult. Imediat e mai bine, gata, deja stă că nu mai are greutate. Na, hai să vedem, zici că nu se deschide ușa? Dă-mi cheia, te rog. Hai să vedem. Băgăm cheița. Yeah. E fain. Cineva doarme sus și jos. Iar avem fierbător, avem masă, avem curent, avem căldură. Avem căldură. Cred că ăla se încinge. No, bun. Dezechiparea, împachetarea, super. Haha, uitați ce frumos e campingul. 420 de coroane, aia vine vreo 35-36 de euro. Acolo avem un Vestrom de 6,5. Și aici Transalpu. Dragilor, cred că încheiem și ziua 26, că suntem rupți de oboseală. E ora 9:30 deja. Încă e lumină bine afară, am reușit să ne spălăm, am mâncat, ne-am făcut paste la plic, am mai făcut o supă la plic, am mâncat ceva gugoște, ne-am găsit pe la ceva supermarket în zonă. Și cam asta a fost, ați văzut, a fost o zi plină, de la cei 330 de kilometri plănuiți am ajuns la 410. A fost super, super fain, chiar ne bucurăm că a ieșit. Nice. Ce avem noi aici? Dragilor, atâta sunt de obosită, nu am cuvinte, dar o să-mi găsesc cuvintele. Nu uitați să ne apreciați episoadele dacă v-au plăcut, să le comentați
subscribe dacă n-ați făcut-o deja, buy me a coffee, ce să mai zic, ne vedem în ziua 28, noapte bună. 27. A, 27, nu-mi numești. Ciao.